văd. Bună ziua, membrii ai familiei regale a lui Dumnezeu. Îmi place așa de mult să vă revăd, copiii regelui. Arni aici, din capana lui Arni. Ne-am uitat în Biblie la Cartea Faptelor, la niște povestiri din timpul de după înălțarea la cer a lui Isus, când noii credincioși au început să împărtășească mesajul minunat despre Isus cu toată lumea pe care o întâlnea. Povestea de azi se poate găsi în Fapte, capitolul 9. Asigurați-vă că vă faceți timp să îl citiți din Biblie pentru voi înșivă. Versetul de memorat din această săptămână este din Fapte 9:15. El este un vas pe care l-am ales. Să vă faceți timp să-l învățați. Poate fi vorba despre voi. Nu am știut cât de distractiv este să explorăm Biblia. Cu siguranță sunt multe povestiri interesante în Biblie, Gemma. Ce cercetăm astăzi împreună? Astăzi o să ne uităm la Fapte, capitolul 9. Hai să vedem ce putem să descoperim. Să pornim! Sami, nu cred că suntem în Ierusalim astăzi. Nu! Aceasta sigur este Damascul. Cred că Saul este întins în acel pat. Saul, ai stat aici timp de 3 zile. Poți să vezi ceva acum? Nu, sunt încă orb. Totul este negru în jur. Chiar trebuie să mănânci și să bei ceva, să știi. Nu ai mâncat nimic de când ai venit. Nu mă simt în stare. Iisus mi-a spus pe drum să aștept în Damasc instrucțiunile lui. Asta am făcut. Am avut un vis și un om numit Anania o să vină și o să-și pună mâinile pe mine și eu am să fiu vindecat de orbirea mea. Am greșit. Am rănit pe ucenicii lui Iisus. Mă simt îngrozitor. Mă rog ca Iisus să mă ierte și El să-mi spună ce să fac în continuare. Tu chiar crezi că unul de-ai lor, dintre ucenici, ar veni până aici ca să se apropie de tine? Eu să cred că e o capcană. Acesta este Saul? Ceea ce spune pare foarte diferit față de ce spunea. Se pare că nu mai vrea să-i rănească pe urmașii lui Iisus. Cred că acum își dă seama că ceea ce spun ei este adevărat, că Iisus este Salvatorul și că vestea cea bună pe care urmașii lui Iisus o împărtășesc cu alții este un mesaj pe care toată lumea trebuie să-l asculte. Crezi că Saul o să poată să mai vadă vreodată? Va trebui să rămânem pe aici și să aflăm.
Bună tuturor! Eu sunt asistenta Betty și îmi face plăcere să vă învăț pe voi copiii cum să fiți sănătoși. Astăzi vreau să vă vorbesc despre timpul prea mult petrecut în fața ecranelor, computer, televizor, telefon. Timpul petrecut în fața unui ecran se referă la timpul în care te afli ori la iPad, ori laptop, ori telefon. În toată această perioadă te afli în fața unui ecran cu o lumină care are efecte negative asupra ochilor. Cercetătorii spun că numărul copiilor care au nevoie de ochelari între 13 și 16 ani s-a dublat de-a lungul a 10 ani. Alții spun că ochii celor mici n-ar trebui să aibă de-a face cu lumina albastră. Ochii sunt importanți de-a lungul vieții și timpul în exces petrecut în fața ecranelor îi afectează pe copii. Dacă nu vă folosiți ochelarii, cum vă este prescris, ați putea să simțiți pietriș în ochi, vă puteți uita cruciș sau chiar puteți să rămâneți fără vedere. Organizația Mondială a Sănătății recomandă ca cei sub 3 ani să nu privească niciun ecran și cei peste 3 ani să aibă cel mult o jumătate de oră pe zi în fața lui. Mai puțin e mai bine. Băieți și fete, nu uitați că Iisus vă iubește, aveți grijă de corpurile voastre și aveți grijă unii de alții. Textul de memorizat este din Fapte 9:15. Eu l-am ales pe acest om. Era cel mai interesant lucru. Saul din Tars, omul de care tuturor ne era frică, vânătorul credincioșilor, era aici, în casa mea. Dar eu nu am fost speriată. Saul nici nu mă putea vedea. I-am oferit mâncare, dar el a refuzat. Mama mea i-a oferit apă, dar a continuat să refuze și apa. Și de-a lungul a 3 zile a stat acolo și s-a rugat. Cu siguranță a fost ciudat și devenea din ce în ce mai ciudat. Am deschis ușa ca să văd cine e. Era Anania, un alt urmaș al lui Iisus. L-am lăsat să intre și l-am ascultat cum le spunea tatălui meu și mamei mele cum Domnul i-a vorbit într-o viziune și a spus să vină în casa lui Iuda, pe strada noastră. Acolo se întrebe de un om din Tars, pe care îl chema Saul. Aceea era casa noastră. Și exact cum i s-a spus, Saul era aici, rugându-se. Am ascultat cum Anania spunea despre frica sa față de acest om și ceea ce făcea oamenilor care credeau în Iisus. Ascultam cum Anania spunea că Dumnezeu l-a ales pe Saul ca să împărtășească tuturor oamenilor despre Iisus, până la marginile lumii. Dacă Dumnezeu l-ar fi putut folosi pe Saul, m-ar putea folosi și pe mine? Eram entuziasmată de lucrul acesta. Tatăl meu l-a condus pe Anania la Saul, dar Saul nu putea să vadă nimic, nici măcar o umbră din fața lui. Anania și-a pus mâinile pe capul lui Saul și a spus cum Domnul nostru Iisus, care a apărut în fața lui pe drum, în timp ce venea aici, l-a trimis ca să-l ajute să vadă din nou și să fie umplut cu Duhul Sfânt. Mi-am ținut răsuflarea. Imediat ceva ca sulzii de pește a căzut de pe ochii lui Saul și puteam să văd cum ochii lui începeau să aibă culoare și să mă vadă. Dar ochii lui nu erau răi, erau miloși. Saul, Anania și tatăl meu au vorbit și apoi am urmărit cum mergeau la râu, unde Saul a fost botezat. Dumnezeu cu adevărat poate să schimbe viețile oamenilor. El poate să lucreze prin intermediul oricui.
Eu l-am ales pe acest om. Fapte 9:15. Acesta este un loc diferit, Sammy. Cine sunt aceste două persoane? Cred că suntem încă în Damasc, Gemma. Hai să ascultăm și să aflăm despre ce este vorba. Tocmai ce am avut un vis. Era real. Iisus îmi vorbea. El îmi dădea instrucțiuni importante. Ce ți-a spus? Să mă duc urgent la casa lui Iuda, pe strada dreaptă, și să întreb de un om pe nume Saul din Tars. Acest om se roagă în momentul de față și are o viziune în care un om numit Anania vine la el ca să-și pună mâinile pe capul lui pentru a-i vindeca vederea. Ce? Saul? Cel care vine și îi omoară pe urmașii lui Isus? Saul? Nu poți să te duci să te apropii de el. Știu cine este Saul, dar eu am primit instrucțiuni foarte clare că trebuie să mă duc. Am auzit că s-a schimbat. Am auzit că ceva s-a întâmplat pe drumul către Damasc. Dar dacă e o capcană, dacă se folosește de această oportunitate să ne găsească și să ne omoare pe toți? M-am gândit la același lucru și eu. Dar Iisus mi-a dat instrucțiuni clare că trebuie să mă duc și pentru că eu îl iubesc pe Iisus, nu am ce face altceva. Mă duc. Păi, în cazul acesta, eu am să-i adun pe toți credincioșii și o să ne rugăm pentru protecția lui Dumnezeu pentru tine. Mulțumesc! Întotdeauna este bine să te rogi pentru protecție. Întotdeauna. Aceasta este foarte interesant! Deci Anania se duce să-l vadă pe Saul. Trebuie să vedem ce urmează. Numele meu este Kaira și astăzi am să vă învăț cum să faceți o roată a iubirii lui Dumnezeu. Pentru că dragostea lui Dumnezeu poate să schimbe oameni. Lucrurile de care ai nevoie sunt ceva de colorat, două farfurii din carton, câteva agrafe, un marker permanent și o foarfecă. Trebuie să iei foarfeca și să tai. Ia să vedem. O pătrime din farfurie. Cam așa. Acum că aceasta a fost tăiată, am să pun această farfurie de carton deoparte și să scot markerul permanent. O să scriem lucruri precum dragostea lui Dumnezeu mă poate ajuta să devin... Și dedesubt vei scrie cu ce crezi tu că te-ar putea ajuta. Uite, aceasta este deja gata. Acum, haide să adăugăm niște culoare. Apoi, trebuie să luăm această farfurie, cea pe care am pus-o deoparte, o punem jos și o așezăm pe cealaltă deasupra. Asigurați-vă că se îmbină una cu alta. Acum luăm agrafa, facem o gaură și împingem. Trebuie să ne asigurăm că sunt strâns legate. Luați partea de jos și desfaceți-o în două. Împinge-le pe amândouă în ambele părți. Degetul tău poate să stea la celălalt capăt, ca să fii sigur că se unesc perfect. Acum am să scriu cum ajută Dumnezeu. Întoarce roata și scrie-l pe următorul.
și acum roata mea este gata. Ea poate să ne reamintească în ce fel ne poate ajuta Dumnezeu să devenim calmi, răbdători, buni, împăciuitori și iubitori. Mulțumim, Doamne, pentru că ai inventat aceste trăsături. Poți încerca și tu! Bună ziua, băieți și fete! Sunt bunica Grace cu o altă întâmplare interesantă din Cartea lui Dumnezeu, Biblia. Vă mai amintiți de Saul? Vă mai amintiți de lumina strălucitoare care l-a orbit? Vă mai amintiți cum a vorbit Iisus cu el din lumină? Ei bine, Saul stătea acum în întuneric, înăuntrul casei unui străin. Își amintea de lumina care era Iisus și vocea care era lui Iisus, dar acum tot ce putea să vadă era întuneric, doar întuneric. Dar în întuneric, Saul se ruga. L-a rugat pe Iisus să-l ierte pentru că fusese agresiv, l-a rugat pe Iisus să-l schimbe pe dinăuntru, iar Iisus i-a răspuns la rugăciune. Cineva era la ușă. Cine ar fi putut să fie? Un om a intrat în cameră. Sunt Anania, i-a spus el. Saul a stat liniștit. Îl auzea pe Anania, dar nu putea să-l vadă. Anania și-a pus mâinile pe capul lui Saul și i-a zis: Frate Saul, Domnul mi-a apărut într-un vis și mi-a cerut să vin să te găsesc. El este cel care a fost în lumină. Apoi Anania s-a rugat să-ți revină vederea și să te umpli cu Duhul Sfânt. Saul și-a deschis ochii. Putea să vadă din nou. Imediat a început să vorbească, să predice despre Iisus oricărui om pe care îl întâlnea. Saul, violentul, era acum Saul, credinciosul. Dragostea lui Dumnezeu îl schimbase. Liderii iudeilor puteau să vadă că acum Saul era unul dintre creștini. Nu erau deloc fericiți. Haide să-l arestăm pe Saul, ziceau ei. Haide să facem un plan să-l omorâm. Dar Saul avea prieteni. Prietenii lui aveau un plan și pentru că Saul era un om mic, planul lor a mers. Într-o noapte târziu, când era foarte întuneric, l-au coborât pe Saul de pe zidurile cetății într-un coș. Puteți să vă imaginați cum e să scăpați într-un coșuleț? Jos, jos, până la pământ. Saul, cel schimbat, era pe drumul său pentru a le spune și altora despre Isus. Saul a petrecut câteva zile cu ucenicii în Damasc. Andy, hai să ne rugăm! Doamne, inspiră-ne în studiul nostru! Amin! Și, Andy, ce-ar fi să încep tu cu rezumatul? Am citit din Faptele Apostolilor 9 că Anania trăia în Damasc și Domnul l-a strigat într-o viziune și el i-a răspuns da. Domnul i-a spus să se ducă la casa lui Iuda pe strada dreaptă. Acolo să-l găsească pe Saul care se ruga. Saul a avut și el o viziune în care a văzut cum un om numit Anania își punea mâinile pe capul lui și îl vindeca de orbire. Anania i-a răspuns Domnului: Am auzit lucruri rele despre acest om. El are autoritate de la preotul șef ca să ne aresteze pe toți cei care credem în tine. Dar Domnul i-a răspuns: Dar Domnul i-a răspuns: Du-te, Anania, și pune-ți mâinile pe el, pentru că Dumnezeu l-a ales pe el ca să predice Evanghelia la neamuri. După aceea, solzii au căzut de pe ochii săi și și-a recăpătat vederea. Apoi a primit Duhul Sfânt și a fost botezat. Andy, ne ocupăm de întrebările pentru aprofundarea Bibliei. Deci ce-i nou? Păi, Shane, Dumnezeu i-a spus lui Anania că l-a ales pe Saul ca un instrument pentru lucrarea sa.
Dumnezeu a ales pe cineva care era foarte rău cu ucenicii. Andy, Dumnezeu a văzut potențialul lui Saul, așa cum vede binele în toți. Trebuie doar să-i acceptăm chemarea. Da, așa este. Deci, Shane, ce te surprinde? Ce mă surprinde pe mine, Andy, este că au căzut solzi de pe ochii lui Saul imediat după ce Anania și-a pus mâinile pe capul lui și vederea i-a revenit. A fost un miracol deosebit. A fost, Andy. Întrebarea 3. Ce nu înțelegi? Anania era foarte apropiat de Dumnezeu. Dacă Dumnezeu i-a spus să se ducă și să se roage pentru Saul, a pus la îndoială instrucțiile lui Dumnezeu. Eu cred că Anania era îngrijorat din cauza oamenilor, cum suntem și noi. Păi, Shane, următoarea întrebare este ce vei asculta sau vei urma? Ce o să ascult este să nu-mi fie frică de chemarea lui Dumnezeu sau direcția în care mă trimite. Ce vei împărtăși cu cineva în această săptămână? O să le spun tuturor cum Dumnezeu poate să schimbe oamenii, dacă sunt dispuși să-i permită să intre în viața lor, cum a făcut Saul. Amin, Andy, chiar așa este. Hai să ne rugăm de încheiere. Dragă Doamne, mulțumim pentru cuvântul Tău. Ajută-ne să Te urmăm. Amin. Amin. Am avut un nou studiu foarte interesant, nu-i așa, Shane? Da, Andy. Ne vedem săptămâna viitoare. Da, Andy, pe săptămâna viitoare. Uite, Sammy, uite cine e aici. Da, Anania a venit să-l vadă pe Saul. Saul din Tars. Da, da, eu sunt. Nu pot să văd, dar presupun că ești tu, Anania. De unde știut asta? Am avut un vis. Și în acel vis, tu veneai la mine. Îți puneai mâinile pe capul meu și mi-am recăpătat vederea. Și eu am avut un vis. În visul meu, un om numit Saul din Tars se ruga într-o casă pe strada dreaptă. Așa s-a întâmplat. Am greșit atât de mult. L-am rănit pe Iisus și pe urmașii Săi. Nu am știut adevărul înainte, dar acum îl știu și L-am rugat pe Iisus ca să mă ierte și să-mi arate ceea ce vrea să fac în continuare. Iisus să fie lăudat prin răspunsul la rugăciune. Așa că lasă-mă să mă rog pentru tine. Doamne, îți mulțumim pentru noul nostru frate, Saul. Chiar dacă a făcut lucruri rele împotriva noastră până acum, cred că cerul este foarte bucuros acum. Îl iubești foarte mult. A fost pierdut, dar acum a fost găsit. Mă rog ca vederea lui să-i revină și să fie umplut cu Duhul Sfânt. Pot să văd! Pot să văd! Mulțumesc, Iisuse! Te voi urma din acest moment pentru tot restul vieții mele. Munca vieții mele va fi ca să împărtășesc dragostea Ta cu oricine mi-apare în cale. Gemma, nu-mi vine să cred ce s-a întâmplat! Sunt așa de fericită că avem un salvator minunat ca Iisus, care nu renunță la nimeni niciodată! Dragostea Lui pentru toată lumea este uluitoare! Da, vreau să fac exact ce a spus Saul și să-i slujesc lui Iisus în fiecare zi tot restul vieții mele. Și eu! Dumnezeu are un plan pentru toți. Dacă alegem să urmăm planul Său, nu putem să dăm greș. El vrea să facem parte din acest plan. Saul a fost ales ca să urmeze un plan diferit pentru viața sa. Când a realizat că a greșit, Saul l-a rugat pe Iisus să-l ierte. Și apoi Saul a ales să-și petreacă restul vieții urmând planul pe care Iisus îl avea pentru el. Iisus a reușit să-l folosească pe Saul, care apoi și-a schimbat numele în Pavel, pentru a ajunge la cât mai multe persoane pentru a le spune despre Iisus. Pavel a scris multe dintre scrisorile din Noul Testament. De ce nu-ți faci timp ca să vezi pe care dintre acestea le-a scris Pavel? Asemenea lui Andy, de la Descoperind Biblia, oricare dintre noi ar trebui să lăsăm pe Iisus să intre în inimile noastre și să ne transforme viețile cum a făcut Pavel. Așa că să nu-ți fie frică de chemarea lui Dumnezeu. El poate să facă lucruri uimitoare prin tine ca să împartă mesajul despre dragostea sa.
Iisus vrea ca toată lumea să aibă șansa să audă cât de mult ne iubește. De ce nu-ți faci timp azi ca să rogi pe Iisus să preia controlul vieții tale și să împărtășești această veste bună cu toată lumea pe care o întâlnești? Episodul nostru se sfârșește acum. Ne vedem data viitoare, copiii regelui. Aveți grijă de voi, bucurați-vă, rămâneți în siguranță și Dumnezeu să vă binecuvinteze!